Această seară vreau să facem o scurtă paranteză de la studiul nostru pe tema evangelizării și să tratăm una dintre cele mai importante, delicate și poate cel mai prost înțelese probleme, învățături din cadrul bisericii și poate inclusiv din cadrul bisericii noastre. Și anume problema închinării. Și întrebarea la care aș vrea ca să răspundem în această seară și aș vrea să las mai mult cuvântul lui Dumnezeu să vorbească, să fiu mai mult un îndrumător, este ce spune Biblia despre felul în care trebuie ca să ne închinăm lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni care se află în biserici evanghelice, inclusiv în biserici cu nuanțe reformate, între ghilimele, baptiste, reformate și mai departe, n-au stat vreodată să considere în mod serios învățătura Scripturii despre această temă, pe acest subiect, și auzi la un moment dat discuții, inclusiv în biserica noastră, ceea ce nu-i surprinzător, suntem o biserică tânără, o biserică cu mai puțin de 2 ani istorie, normal ca încă să avem anumite lucruri care le descoperim împreună, le învățăm împreună, dar auzi și în biserici care au, între ghilimele, tradiție veche și ai zice că anumite chestii ar trebui să fie așezate. Mie nu-mi place că la noi în biserică păstorul nu ne lasă să facem cutare în închinare. Măi, e posibil că este și un păstor încăpățânat care nu vă lasă să faceți sau e posibil că Biblia are ceva de spus despre ce trebuie făcut în închinare și ce nu trebuie făcut în închinare. E foarte important ca să înțelegem ce spune Biblia despre acest subiect. E foarte important. Pentru mine personal, cel mai important lucru când vine vorba despre închinarea bisericii, despre practica bisericii noastre, este ce spune Biblia. Toți am adera, sau zicem că aderăm la principiul sola scriptura. Toți. Poate printre cel mai drag principiu pentru noi, din multe motive. Primul motiv, cel puțin pentru mine, e că mă protejează de orice altă influență, de orice altă autoritate. Mă pune ferm sub autoritatea lui Dumnezeu și mă protejează pe mine ca și persoană, de alții și de mine până la urmă. Dar când vine vorba de închinare și aplicarea acestui principiu în închinare și în practica bisericii, parcă este mai delicat. Închinarea, nu știu, este ca și cum aplicarea Scripturii când vine vorba de copilași în biserică și în familie. Parcă e ok să aplici cuvântul la oameni mari, dar când e vorba de a afecta copiii, idolul nostru micuț așa, închinarea, da? Nu putem să-l reglementăm așa de ușor după Scriptură. Există două mari poziții, există mai multe, dar există două mari poziții pe această temă. Termenii probabil că vă sunt cunoscuți, vă amintesc. Prima poziție este cea normativă, care afirmă că orice nu este interzis de Biblie este permis în închinarea bisericii cât timp este spre unitatea bisericii. Da? Singura limitare care pun cei care adoptă această poziție, dincolo de faptul că să nu fie o interdicție directă în Scriptură, este ca biserica să fie de acord. Ei zic, prin acest principiu normativ, că dacă Biblia nu interzice, îndrumătorul sau dreptarul este unitatea bisericii. Dacă toți putem să cădem de acord pe un lucru care nu este menționat ca și interdicție explicit în Scriptură, ar zice cei care afirmă principiul normativ, acel lucru este bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și mulți afirmă acest principiu, chiar multe biserici evanghelice afirmă acest principiu, unele implicit, adică nici nu-și dau seama, da? Sunt inconștienți, este cumva de fapt o poziția lor, da? Ei nu știu, dar asta este poziția lor, și alții explicit. Biserici precum, de exemplu, Biserica Luterană, Biserica Anglicană și alte biserici. Bisericile tradiționale ar cădea
în această poziție, gen Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, ei ar merge poate un pas mai încolo și ar spune că tot ceea ce Biblia nu interzice, da? Tot ceea ce Biblia nu interzice și tot ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat prin Sfânta Tradiție și așa mai departe, da? Până la urmă vom vedea, cred, este, cred că înțeles de la sine, că dacă ești de sub umbrela sola Scriptura, nu mai prea contează dacă autoritatea care îți dă dreptul să faci ceva este tradiția sau este votul bisericii sau este dorința păstorului. Ai ieșit de sub această protecție a cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea principiu sau a doua poziție istorică este poziția principiului regulativ. Un alt termen cu care sunteți, de care sunteți cunoscători. Principiul regulativ spune că Biblia prescrie și descrie, adică ne poruncește ce să facem și vedem exemplificat aceste lucruri, în mod specific ce ar trebui să fie prezent în închinarea noastră ca și biserică. Da? Și că orice este omis din Biblie trebuie să fie omis din închinarea bisericii. Pe de altă fel de a gândi, este într-un fel și logică principiul acesta și vă spun din start, ăsta este principiul care cred că Biblia învață, ăsta este principiul la care eu personal subscriu, ăsta este principiul la care subscriem prin mărturisirea de credință. Este logic pentru că dacă Biblia ar fi o carte cu toate lucrurile interzise de Dumnezeu, ar fi cea mai lungă carte care s-ar scrie vreodată. Da? N-ar fi 66 de cărți. Dacă ar fi toate interdicțiile, altfel spus, dacă ar trebui să te gândești la toate metodele prin care ai putea să-L dezonorezi pe Dumnezeu și să le scrii jos într-o listă, nu cred că ai terminat vreodată din a scrie. Dovada fiind că după mii de ani de istorie și tot inventăm modalități de a-L dezonora pe Dumnezeu. Ca atare, chiar logic nu face sens că Biblia ar fi o carte care are toate interdicțiile și tot ce nu-i acolo e permis, da? Dar nu ne bazăm pe logică, ne bazăm pe Biblie. Pentru că sper că dacă încă nu am acceptat sau însușit principiul regulativ, sper că totuși acceptăm autoritatea Scripturii. Principiul regulativ nu e o invenție nouă. La fel cum absolut nimic din ceea ce căutăm noi să facem în cadrul bisericii nu e o invenție nouă, da? Când aud oameni care ne batjocoresc de genul ați venit voi cu noua asta erezie a calvinismului, a baptismului reformat, așa mai departe, îmi vine să râd. Pentru că baptismul reformat și calvinismul și reforma protestantă, da, și protestantismul în general, n-are de a face cu a aduce lucruri noi pe scena bisericii, ci de a aduce biserica înapoi la lucrurile vechi, și anume la biserica apostolică. La fel, principiul regulativ, după care se bazează și se cârmuiesc bisericile care subscriu la un set de doctrine numite reformate, nu este o invenție nouă. Vom vedea din Sfânta Scriptură că poporul lui Dumnezeu, din Vechiul Testament, trăia sub acest principiu. Și anume, viața lor și închinarea lor era reglementată după porunca lui Dumnezeu. Este cât se poate de simplu de înțeles acest lucru și vom vedea că atunci când deviau de la acest principiu și de la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu în practica lor, aveau de suferit pentru asta și erau pedepsiți din cauza aceasta. Vom vedea împreună că Biserica lui Hristos, din momentul în care e instaurată în Noul Testament, trăia sub acest principiu și sub această înțelegere. Și de asemenea, când Biserica lui Hristos apostolică, în Noul Testament, în era în care temelia încă se punea, devia de la acest principiu, avea de suferit și era disciplinată de Dumnezeu și de apostolii lui. De altfel, și biserica de-a lungul istoriei de la Hristos încoace a aderat la acest principiu. Vorbesc de biserica care respectă și ia în serios cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea, când a făcut rabat de la acest principiu și când a deviat de la adevărul Scripturii, a avut consecințe de suferit. Da? Haideți să începem cu Vechiul Testament. Vreau să facem un sondaj biblic, să ne uităm la
toate datele, aproximativ, ar fi multe, dar să facem un sondaj de date biblice, să vedem ce spune Biblia despre închinare, da? Și despre pretențiile lui Dumnezeu în închinare, ca după aia să putem fiecare pentru noi să tragem niște concluzii. Și anume, dacă Biblia ne indică că putem face orice în închinare, cât timp nu este interzis, sau dacă Biblia ne spune că Dumnezeu are pretenție ca să fie ascultat în mod specific când vine vorba de închinarea față de El. Începem în Geneza, da? Este normal să începem la început. Deschideți la Geneza, capitolul 4. Avem printre primele acturi de închinare, de jertfire, da? Știți toți istorisirea cu Cain și Abel. De la versetul 1. Adam a cunoscut-o pe soția sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată și i-a născut pe Cain. Ea a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Apoi l-a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel era un păstor, adică cu oile, da? Iar Cain, plugar. După o vreme, Cain i-a adus Domnului o jertfă din rodul pământului, iar Abel i-a adus o jertfă din întâii născuți ai turmei sale și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, însă spre Cain și jertfa lui nu a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât la față. Domnul i-a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat și de ce ți s-a posomorât fața? Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă, dorința lui este să te domine, dar tu trebuie ca să îl stăpânești. Da? Care e problema? Ce se întâmplă în acest episod? Nu știm mare lucru despre acești doi oameni, știm că ei s-au născut și imediat vedem că ni se descrie puțin despre viața lor, adică ce meserie avea fiecare și vedem că există un act de închinare la adresa lui Dumnezeu. Câteva lucruri sunt evidente, aveau o revelație despre Dumnezeu, da? Știau că trebuie să închine lui Dumnezeu, aveau conceptul de a aduce o jertfă la adresa lui Dumnezeu, deci este clar că există o comunicare între Dumnezeu și acești oameni, fie indirectă până în acest moment, prin părinții lor, prin Adam și Eva, și la un moment dat vedem că și directă, da? Și directă, primesc și ei o revelație specială. Care este problema? Care este problema? De ce Dumnezeu reacționează în felul acesta? Îi spune în felul următor, dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Acum există în predicarea acestui text tendința de a spiritualiza și a face alegorii pe acest text. Cu siguranță au existat diferențe în inima celor doi oameni, da? Cu siguranță au existat probleme lăuntrice care țineau de jertfa respectivă. Cu siguranță au existat atitudini potrivite și atitudini nepotrivite. Cu siguranță unul a venit în credință, iar altul a venit poate în necredință, da? Dar problema incipientă nu este aceasta. Ni se descoperă lucrul acesta despre inimile lor prin această problemă incipientă care este ce au făcut, felul în care și-au adus jertfa, da? Dumnezeu spune, a văzut două jertfe și a zis, tu ai făcut bine, tu ai făcut rău. Vom vedea mai încolo, imediat în aceste versete, că se descoperă că unul avea o inimă murdară și unul avea o inimă curată, da? Dar problematic a fost cum s-au închinat lui Dumnezeu. Unul s-a închinat într-un mod plăcut lui Dumnezeu, iar altul nu. Iar altul nu, da? Ce a făcut diferența? Ce a făcut diferența între acești doi oameni, da? Unul a căutat ca să asculte de revelația care a fost dată până în acel moment și să aducă o jertfă potrivit cu acea revelație, și anume o jertfă de sânge. Țineți minte că tocmai avem în capitolul anterior izgonirea oamenilor Adam și Eva, primilor oameni din grădina Edenului, pronunțarea blestemului, vestirea pentru prima dată a Evangheliei, a faptul că urmează să vină un salvator prin femeie, da? Și exemplificarea acestei Evangheliei prin sacrificarea unor animale să facă haine pentru ei. Da? Atâta măcar știm că ei știau din revelația lui Dumnezeu. Cu
siguranță că știau mai mult. Să nu ne imaginăm că ce scrie în capitolul 2 a fost toată discuția care s-a purtat între Adam, Eva și Dumnezeu. Dar atât cu siguranță știau, da? Aveau aceste concepte, în mintea lor. Diferența a fost că unul a vrut să asculte de Dumnezeu și a adus jertfa cerută de Dumnezeu. A adus vărsare de sânge, iar altul a adus o jertfă potrivită cu cine este el. Zice, eu sunt fermier, da? Eu sunt fermier, talentul meu este ca să am grijă de fermă, de pământ. Nu văd de ce Dumnezeu nu ar primi jertfa care eu cred că se cuvine, da? Și altul, care a fost păstor, a luat, ca semn de respect, cei din tâi născuți din turma lui și i-a jertfit prin vărsare de sânge lui Dumnezeu, da? Jertfa și închinarea, într-adevăr trebuie să reflecte o atitudine și o stare de inimă corectă. Dar o inimă corectă și o atitudine corectă și o inimă curată și credincioasă va căuta să asculte de Dumnezeu în închinarea ei. Nu va veni și va spune, Dumnezeu cere un lucru, Dumnezeu îmi spune că îi place un lucru, că El vrea un lucru de la mine, dar eu vreau să fac altceva. Asta din start indică o problemă de inimă. Da? Acum am putea să zicem până aici că asta e o speculație. Asta e o speculație, deși cred că dintr-o citire simplă a textului este evident. Inima neascultătoare a lui Cain urmează, după ce Dumnezeu îl confruntă, să fie total demascată. Și este total demascată în răspunsul său în fața confruntării lui Dumnezeu. Răspunsul corect în fața confruntării lui Dumnezeu, care spune, hei, dacă ai fi făcut ce este bine, ai fi fost primit. Răspunsul corect ar fi fost, Doamne, unde am greșit? N-am înțeles dorințele tale. N-am înțeles ce a înțeles fratele meu. Explică-mi ce a înțeles el din revelația ta care eu n-am înțeles. Asta e răspunsul lui? Nu. Răspunsul lui este ca să agraveze răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu, să facă clar că el n-are nicio intenție să facă bine înaintea lui Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu, ba mai mult este ciudă pe fratele lui care asculte de Dumnezeu și ce face? Îl omoară, da? Îl omoară. Există o problemă de atitudine, există o problemă de inimă, există o problemă de credință, dar țineți minte, credința se dovedește și se manifestă prin ascultarea de Dumnezeu. Da? Prin căutarea, prin dorința de a asculta de Dumnezeu. În prima instanță am putea argumenta că omul a fost ignorant. Mă, n-a știut, n-a înțeles. Li s-a dat tuturor aceeași revelație, el n-a înțeles. Dar în momentul în care îl confruntă Dumnezeu direct, nu mai vorbim de ignoranță față de voia lui Dumnezeu, vorbim de indiferență față de voia lui Dumnezeu. Da? Mergem un pic mai încolo. Deschideți la Exod 20. La Exod 20 avem expunerea decalogului. Dumnezeu dă legile pentru poporul său. Primele patru legi au de a face de relația noastră cu Dumnezeu. Este o problemă de închinare, tratează problema închinării în relația noastră cu Dumnezeu. Da? Haideți să citim prima dată. Exod 20. Apoi Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa slaviei. Să nu ai alt Dumnezeu în afară de mine. Să nu-ți faci vreun idol reprezentând vreun lucru de sus în cer, de jos pe pământ sau din apele de sub pământ. Să nu te închin înaintea lor și să nu le slujești, fiindcă eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinților lor, până la a treia sau a patra generație a celor ce mă urăsc și mi-arat îndurarea până la a mia generație a celor ce mă iubesc și împlinesc poruncile mele. Să nu folosești nesăbuit numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va folosi nesăbuit numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de sabat, ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci toată lucrarea ta. Dar ziua 7-a este sabatul Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău sau fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici vitele tale și nici străinul care rocuiește în cetatea ta.
Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, marea și tot ce este în ele. Dar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea binecuvântat Domnul ziua de sabat și a sfințit-o. Bun, să observăm ce se întâmplă. În prima poruncă, Dumnezeu se identifică ca și fiind singurul Dumnezeu adevărat și singurul Dumnezeu la care să ne închinăm, da? Dar dacă privești la următoarele porunci, ele vizează nu problema obiectului închinării, la cine să ne închinăm doar, ci problema cum să ne închinăm lui Dumnezeu. Dumnezeu este preocupat și de felul în care ne închinăm. Da? Să nu-ți faci vreun idol, vreun chip cioplit, reprezentând vreun lucru de sus din cer, de jos de pe pământ sau din apele de sub pământ. Să nu folosești nesăbuit numele Domnului Dumnezeului tău și să păstrezi ziua sabatului. Deci Dumnezeu spune, mă interesează să vă închinați mie și mă interesează cum vă închinați mie. Nu este doar că Dumnezeu vrea închinare și atât. Și vom vedea pe parcurs ce mergem prin Vechiul Testament că Dumnezeu dă din ce în ce mai specific legi care vizează închinarea poporului său. Da? Și ați observat, cred că un lucru, dacă ați citit cu atenție textul, fiecare încălcare atrage o pedeapsă gravă din partea lui Dumnezeu. Fiecare încălcare. Și pedepse care am văzut că de fapt vizează ca și efect nu doar pe noi, ci generațiile care vin după noi. Da? Când noi ne abatem de la cuvântul lui Dumnezeu, suferă copiii noștri, suferă copiilor, suferă copiii copiilor noștri. Da? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Gelos pentru slava sa, gelos pentru un popor care să îl reprezinte. Exod 25 avem un episod în care ni se arată planul de construire pentru cortul întâlnirii. Da? Cortul întâlnirii era locul în care Dumnezeu vroia ca să locuiască în mijlocul poporului. Ceva mai indicativ de act de închinare nu există. Actul de închinare are ca și scop intrarea în comuniune cu Dumnezeu. Da? Și Dumnezeu vine și le poruncește să construiască un cort în care să se întâlnească cu El. Da? Haideți să citim de la versetul 1 până la versetul 9, în primul rând. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilul lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Iată ce veți primi de la ei ca dar. Aur, argint, aramă, materii vopsite în albastru, purpuriu, cărămiziu, pânză de in subțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roșu și piei de vițel de mare, lemn de salcâm, un de lemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru îndelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de inox și alte pietre pentru efod și pieptar. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Da? Deci Dumnezeu poruncește să facă un cort de întâlnire, un loc în care să se întâlnească cu poporul său, unde el să locuiască în mijlocul lor. Da? Cum ziceam, de altfel ăsta este scopul închinării, să ne întâlnim cu Dumnezeu, să fim în comuniune cu Dumnezeu. Și spune că fiecare să contribuie și să dăruiască pentru realizarea acestui proiect. Vorbește copilor lui Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. De aici ar fi foarte ușor ca să vii și să spui, fiecare trebuie ca să-și aducă darul lui la adunare, la cortul întâlnirii. Da? Fiecare trebuie să vină cu o inimă largă și să contribuie la întâlnirea cu Dumnezeu. Am auzit asemenea predici, da? Problema este că trebuie să citim tot ceea ce scrie aici, nu doar acest verset scos din context. Ce se întâmplă? În versetul 3, iată ce veți primi de la ei ca dar. Se specifică clar ce trebuie să aducă acești oameni. Adică doar anumite lucruri pot fi folosite. Pentru că există un proiect, îi spune Dumnezeu lui Moise, care trebuie respectat pentru acest cort de întâlnire și pentru felul în care Dumnezeu va locui și se va întâlni cu poporul său. Da? Deci doar anumite lucruri
pot fi primite. După care vedem că nu doar materialele sunt limitate și nu sunt la latitudinea lor, dar proiectul este deplin al lui Dumnezeu, da? Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, să faceți cortul și toate vasele lui după chipul, adică după modelul, după proiectul pe care ți-l voi arăta eu. Ce zice Dumnezeu? Asta e lista materialelor pentru cortul acesta și eu îți voi arăta proiectul pentru a construi acest cort. Și am pretenția să fie făcut întocmai așa. Întocmai așa, da? Dacă mergeți la sfârșitul capitolului, versetul 40, da? Moise primește o atenționare din nou. Vezi să faci după chipul, adică după proiectul, da? După chipul care ți s-a arătat pe munte. Deci nu faci după capul tău, nu faceți după creativitatea voastră, nu aduce fiecare ce vrea, există un proiect care trebuie respectat. Și după aia, dacă continuați acasă să citiți, vedeți capitol după capitol de instrucțiuni detaliate prin care Dumnezeu detaliază ce să se construiască și cum să se folosească pentru închinarea spre Dumnezeu. Da? Întrebarea este și ce dacă? Ideea este simplă și clară din nou. Poporul lui Dumnezeu se închină lui Dumnezeu după porunca și modelul lui Dumnezeu. Da? Asta este ideea centrală și aici. Mergeți în Levitic 10. În Levitic 10 avem un eveniment care este de-a dreptul tulburător pentru cei din ziua de astăzi referitor la închinare. Da? Avem aici acest episod cu Nadab și Abihu, fiul lui Aaron, și spune în felul următor. Acești doi au luat fiecare cădelnițele, au pus foc în ele și au pus tămâie pe foc. Astfel au adus foc străin înaintea Domnului, lucru pe care el nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului care i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Apoi Moise i-a zis lui Aaron, iată deci ce a vrut Domnul să spună atunci când a zis, în mijlocul celor ce se apropie de mine, mă voi arăta sfânt și înaintea întregului popor voi fi slăvit. Drastic, nu? Ce s-a întâmplat? E simplu. Explicația este chiar în acest fragment. Astfel au adus un foc străin înaintea Domnului. Ce-l face străin? Ce provoacă reacția aceasta lui Dumnezeu față de acești doi tineri care iau inițiativa să aducă acest foc? Lucru pe care el, pe care Dumnezeu, nu l-a poruncit. Da? Nicăieri nu avem o explicație că acești tineri au avut inim necurat. Nicăieri nu avem o explicație că acești oameni au avut intenții rele. Nicăieri nu avem o explicație că problema e atitudinea lor. Problema este că au făcut ceea ce Dumnezeu nu le-a poruncit în actul de închinare față de Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, eu mă voi arăta sfânt, adică pus deoparte, da? Sfânt înaintea poporului meu. Asta este problema. Problema este că s-au închinat într-un mod în care nu le-a poruncit Dumnezeu. Am putea ca să mergem peste tot în Vechiul Testament și să găsim exemple după exemple. Uza și Chivotul, da? Împăratul Saul și așa mai departe. Și vom vedea că Dumnezeu pentru cele mai mici devieri în actele de închinare este foarte violent în răspunsul său, da? Bun. Răspunsul la o asemenea prezentare, care cu siguranță vă trece la câțiva prin gând, este, frate, noi suntem în noul legământ. Ăstea sunt vechiul legământ. Oare ce spune Noul Testament despre principiul acesta regulativ în noul legământ? În vechiul legământ este clar. Dumnezeu are legi, legile acestea țin și de închinare, nerespectarea acestor legi duce la pedeapsa lui Dumnezeu, da? Îl provoacă mânia lui Dumnezeu. Haideți să vedem în Noul Testament ce înseamnă libertatea care o avem. Apropo, libertatea creștină,
Nu-i libertatea de a face tot ceea ce vrei tu. Libertatea creștină e libertatea prin puterea Duhului Sfânt de a asculta de Dumnezeu și de poruncile lui Dumnezeu, de a vrea ca să asculți. Ideea aceasta că noi suntem liberi, noi facem tot ceea ce vrem. Noi facem tot ceea ce vrem în măsură în care ceea ce vrem este transformat de Duhul Sfânt să fie ceea ce Dumnezeu ne poruncește. Da? Asta este libertatea creștină. Asta este libertatea care noi o căutăm. Să fim modelați în toate aspectele vieții noastre după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Da? Începem cu cel mai important aspect și cu cea mai mare autoritate, și anume învățătura Domnului Iisus. Da? Iisus în mod frecvent îi ceartă pe iudei și pe farisei pentru tot felul de lucruri și una dintre lucrurile pentru care îi ceartă frecvent este problema închinării. Da? Este problema închinării. Deschideți la Marcu 7. Am putea să mergem și în alte evanghelii, dar Marcu este foarte succint și foarte clar. Marcu 7, începând de la versetul 1, avem un asemenea episod. Farisei și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzând cu mâinile necurate, adică nespălate. Farisei însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Da? Frază cheie aici. Frază cheie. După datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor și a căldărilor și a paturilor. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat pe Iisus, pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor și prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor și faceți multe alte lucruri de acestea. Da? Deci peste tot, în religia lor, în practica lor, s-au infiltrat aceste practici care n-au nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu. El i-a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Eu cred că Domnul Iisus Hristos, când zice ați desfințat frumos, se referă la elegant, adică dibaci. Nu așa pe față, n-avem noi chef ca să ascultăm de Dumnezeu. Ați voalat-o în religiozitate, da? V-ați dat foarte spiritual. Nimeni nu vă poate contrazice că sunteți oameni religioși. Ați demontat cuvântul lui Dumnezeu, dar l-ați făcut de mare artă. Nu cum o fac păgânii, de mare artă. Da? Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis, aici vedeți și dă un exemplu de o desfințare a cuvântului lui Dumnezeu care e de-a dreptul drastică. Căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cineva de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său și pentru mama sa. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Da? Domnul Iisus Hristos spune clar, problema îi că preferați rânduielile voastre peste rânduiala lui Dumnezeu. În episodul cu femeia samariteancă din Ioan 4, Domnul Iisus Hristos se confruntă cu această femeie și tratează în mod explicit, de data asta cu această femeie samariteancă, problema închinării. Da? Țineți minte că se întâlnește cu această femeie și îi cere apă, da? Și femeia începe o polemică cu Domnul Iisus. Și polemica se îndreaptă înspre problema închinării. Femeia, o păcătoasă, da, trăia în păcat, dar versată în religie.
Are tot felul de lucruri interesante cu care să-l confrunte pe Domnul Iisus. Domnul Iisus, până la urmă, pune capăt la discuție și tranșează problema despre închinare cu această femeie. Da? Versul 22. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. De câte ori am auzit versetul acesta măcelărit de predicatori ca să ierte și să afirme tot felul de practici păgâne că m-am scârbit. Domnul Iisus Hristos nu spune nicăieri. A fost vremea în care era o restricție, da? Era o lege și acum vine vremea sau a și venit în care faceți voi ce vreți voi. Nicăieri nu se află așa ceva în acest text. Da? Ci el spune că voi vă închinați, condamnă închinarea lor, la ceea ce nu cunoașteți. De ce? Spune Domnul Iisus, pentru că mântuirea, pentru că revelația lui Dumnezeu a venit prin cine? Prin poporul Israel. Și zice, femeie, dacă astăzi ai vrea să fii o închinătoare după voia lui Dumnezeu, trebuie să mergi la iudei și să iei modelul de acolo. Pentru că prin ei s-a revelat Dumnezeu. Da? Dar vine vremea Domnului Iisus și a și venit, când aceste lucruri vor fi împlinite, aceste lucruri vor fi puse deoparte, pentru că sunt doar o umbră, Dumnezeu se va revela și s-a revelat prin Fiul Său și închinarea de acum înainte va fi în duh și în adevăr. Da? Ce înseamnă asta? După noua revelație a lui Dumnezeu prin Fiul Său. După noua revelație a lui Dumnezeu prin Fiul Său. Dar vine ceasul și a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh. Și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia i se zise Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Da? Deci Hristos spune, iudeii au fost revelația până acum, a venit Hristos, de acum înainte trebuie în duh și în adevăr. Femeia știa lucrul acesta și spune, într-adevăr, când va deveni Hristosul, El va fi autoritatea. El ne va învăța toate lucrurile. De la El vom ști cum să ne închinăm. Da? De la El vom ști cum să ne închinăm. Hristos face o disectare foarte clară între închinarea corectă și incorrectă. Și spune, până la El, închinarea corectă a fost după revelația lui Dumnezeu dată prin poporul Israel. Da? Dar vine o schimbare și a venit o schimbare. Da? Și anume, această schimbare care o semnalează Hristos este venirea Domnului Iisus Hristos. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Schimbarea este produsă de venirea lui Hristos, care împlinește legea și vechea revelație și revelează voia lui Dumnezeu în noul legământ pentru adevărații închinători. Dar ne învață cum să ne închinăm în duh și în adevăr. Hristos este dreptarul închinării în duh și în adevăr. Dacă vrem ca să știm dacă ne închinăm în duh și adevăr, trebuie să privim la Hristos. Trebuie să vedem ce spune El. Duh și adevăr nu este o sintagmă postmodernistă pentru ce crezi tu și ce simți tu. Este o sintagmă pentru ceea ce ne-a revelat Hristos. Da? Cum știm? Cum știm până la urmă ce este închinarea în duh și adevăr? Este chiar ceva subiectiv? În niciun caz. Ce face Duhul? Da? Referitor la adevăr. Duhul ne conduce în cunoașterea adevărului complet. Și cum a făcut Duhul lucrarea aceasta? Prin revelarea cuvântului lui Dumnezeu, prin Hristos și prin Sfinții Lui Apostol. Da? Asta este temelie a credinței creștine. Este temelie a convingerii evanghelice. Noi credem că adevărul lui Dumnezeu, lucrat și comunicat prin Duhul Sfânt, îl avem pe paginile Sfintei Scripturi. Punct. Și că orice altă părere, interpretare, trebuie ca să fie supusă verificării acelei Scripturi.
A venit și a spune că cumva închinarea dintr-o dată, pentru că trebuie să fie în duh și în adevăr, spune că trebuie să fie fără Scriptură, că nu este sub verificarea Scripturii, este aberant. Dacă vrem ca să ne închinăm în duh și în adevăr, trebuie să ne închinăm prin cuvânt, da? Din cuvânt, sub autoritatea cuvântului, pentru că este cuvântul care ne conduce în tot, în tot adevărul, da? Al treilea exemplu, Marea Trimitere. Domnul Iisus Hristos, înainte ca să se înalțe la cer, ne dă o ultimă poruncă, da? Matei 28, la versetul 18, la versetul 20. Mi se pare, pentru mine, cea mai clară, cea mai puternică, cea mai simplă explicare a principiului regulativ din toată Scriptura. Eu nu cred că Domnul Iisus Hristos ar fi putut să o facă mai ușor de înțeles. Ne-a spus foarte clar care este scopul bisericii și care sunt metodele prin care să îndeplinească acel scop și care este puterea care ne va abilita ca să împlinim acel scop. Versetul 18. Iisus a apropiat de ei. A vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Da? Foarte important. Deci este puterea Domnului Iisus Hristos, cel care a promis că își va zidi biserica. El este cel care ne abilitează, El este cel care garantează că această lucrare va fi de succes. Da? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, da? Asta înseamnă merge și vestiți Evanghelia, convertiți oameni prin vestirea Evangheliei, sau mai bine spus, El va converti oameni prin vestirea Evangheliei, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Da? Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Mai clar decât atât, o explicare mai clară a principiului regulativ decât este aici, în mod evident este aici, și anume, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Nu cred că se poate găsi și nu cred că este nevoia. Plină este Biblia de amenințări pentru cei ce nu învață tot ceea ce a poruncit Hristos. Pentru cei ce răstălmăcesc cuvântul ca să scoată altceva din el, pentru cei ce omit anumite învățături, plină este Biblia despre asemenea amenințări, da? Plină. Și plină este Biblia despre cei care adaugă la cuvântul lui Dumnezeu. Deci sunt cei care se fac vinovați de încălcarea ultimii și cred eu cea mai mare poruncă pentru biserică, prin a scoate din tot ceea ce a poruncit Hristos și sunt alții care se fac vinovați prin a adăuga la tot ceea ce a poruncit Hristos. Promisiunea lui Hristos că El va fi cu noi și că autoritatea Lui ne împuternicește să facem aceste lucruri este dependentă de ascultarea noastră, de a învăța pe alții doar ce El ne-a poruncit să învățăm. Da? Domnul Iisus Hristos nu binecuvintează biserica și pe cei trimiși să facă lucrare, să facă tot ceea ce cred ei că trebuie făcut și învățat pe alții. Nu? Îi binecuvintează, îi împuternicește și garantează lucrarea ca să facă și să împlinească și să învețe tot ceea ce El le-a poruncit. Da? Cine are impresia că după plecarea Domnului Iisus Hristos, apostolii au completat, au inventat. Au zis, Domnul Iisus Hristos în 3 ani nu a avut timp ca să formeze el o teologie și o practică a bisericii. Hai ne întâlnim noi la un consiliu și gândim noi niște chestii. Cum ar trebui biserica să fie? Ce ar trebui să facă? Unde lipsesc anumite învățături în teologia Domnului Iisus Hristos? Asta cred că s-a întâmplat. 12 oameni, 13 cu Pavel, au inventat o teologie. Asta zice Biblia că au făcut apostolii, în revelația care ne-au pus-o pe hârtie, în Sfânta Scriptură. Nu! Biblia spune că nicio prorocie nu a venit din voia vreunui om, ci oameni mânați de Duhul Sfânt. Da? Deci Pavel n-a venit și a spus, uite, asta e teza mea de doctorat în Romani despre teologia creștină și practica în biserică.
Pavel a venit și a spus, asta e învățătura lui Hristos despre mântuire și despre biserica sa. Da? Petru n-a venit să-și dea cu părerile lui și din experiența din biserica de la Ierusalim. Să spună, eu am prima mega biserică. 10.000 de membri, 15.000 de membri. Vreți cheia succesului în slujire? Vă dau eu, Petru, cel mai bun predicator din vremea asta. Uite cum am rezolvat eu problema. Nu. Petru a venit ca să spună oamenilor tot ceea ce a învățat de la Hristos. Domnul Iisus Hristos le promite apostolilor că Duhul adevărului îi va călăuzi în tot adevărul, da? Și le va aminti tot ceea ce El i-a învățat. Acești oameni nu vin ca să aducă o completare sau o altă învățătură decât cea a lui Hristos. Acești oameni vin ca să răspândească învățătura lui Hristos. Împuterniciți de învățătura care au primit-o direct de la Hristos și din revelația Duhului Sfânt care o primesc de la Dumnezeu. Da? Foarte important de înțeles acest lucru. Creștinismul apostolic este împlinirea a tot ceea ce a poruncit Hristos. Nu este împlinirea a unor principii a lui Hristos interpretate de Pavel, de Petru și așa mai departe. Înțelegeți, da? Multe religii astăzi, asta sunt care se numesc creștine. Iau niște principii creștine și zic, este treaba noastră ca să le implementăm, să le gândim, să le completăm. Nu asta s-a întâmplat în Biserica Primară și în Noul Testament, da? Apostolii au fost mesageri atestați a lui Hristos. Ei au făcut exact ce spune Marea Trimitere. Au învățat biserica tot ceea ce Hristos i-a învățat. Tot ceea ce ei au primit de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, aia au învățat biserica. Nimic de origine umană, nimic de invenție și creativitate umană nu face parte din teologia și practica apostolilor. Da? Nimic. Biserica nu este bazată pe temelia invenției lui Pavel sau creativității lui Pavel. Da? Biserica este bazată pe temelia prorocilor și a sfinților apostoli care au adus revelația lui Hristos. Da? Și de aceea, noi ca și creștini, ne interesează ce zice apostolul Pavel. Pentru că el ne spune care este învățătura lui Hristos. De aceea ne interesează ce spune Petru. Pentru că el ne spune care este învățătura lui Hristos. De aceea ne interesează ce zic ceilalți. Pentru că ei ne spun tot ceea ce a învățat Hristos. Nici măcar Pavel nu-i foarte interesat de ce are el de spus. Ca atare, o singură dată, într-o scrisoare, către o biserică, își permite să-și dea părerea lui și atunci o pune în paranteză și spune, acum asta e părerea mea. Da? Înțelegeți? Ca atare, n-avem de-a face cu părerile lor, cu teologia lor, ci cu învățătura Domnului Iisus Hristos transmisă prin ei. Da? Asta este important de înțeles. Apostolul Pavel, cea de-a doua autoritate mare în Noul Testament, din nou vorbind prin autoritatea Domnului Iisus Hristos, este foarte relevant pentru că Apostolul Pavel a fost cel mai mare misionar din ceata apostolică și s-a confruntat cu aceste probleme cel mai des, mai ales pentru că a mers la diverse culturi, în diverse locuri geografice și s-a bătut de aceste probleme practic și teologic, ca atare el scrie despre asemenea probleme. Trebuie început prin a sumariza viziunea apostolului Pavel despre autoritatea Scripturii, care poate fi sumarizată poate cel mai bine din 2 Timotei 3, versetul 16 și 17. Noi am spune sola Scriptura. Apostolul Pavel o pune în felul următor. Toată Scriptura, da, deci tot cuvântul inspirat, fără excepție, este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, ca să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic. Da? Și acum ați văzut că expunerea începe cu o unitate a Scripturii, toată Scriptura, fără excepții, da? Și acum vine și spune să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Da? Altfel spus, noi credem că Apostolul Pavel a crezut, la fel ca și
toți creștinii de-a lungul istoriei că Scriptura este deplin autoritară și Scriptura este deplin suficientă. Sola Scriptura, sintagma, nu spune doar că Scriptura este singura autoritate de la Dumnezeu, ci spune că este și o autoritate suficientă de la Dumnezeu. Suficient de la Dumnezeu. Tot ceea ce avem nevoie pentru o viață evlavioasă și pentru mântuirea sufletelor este cuprins în Scriptură. Tot. Fără excepție. N-avem nevoie de alte autorități. Da? Și Apostolul Pavel consideră că învățătura biblică este norma după care toată viața creștină, toată viața creștină, fără excepție, inclusiv închinarea, trebuie rânduit. Nicăieri nu are Apostolul Pavel notițe de subsol care spune pentru orice lucrare bună în afară de închinarea bisericii. Da? Nici vorbă. Apostolul Pavel consideră că cuvântul lui Dumnezeu este norma, este dreptarul după care trebuie rânduit toată viața noastră. Și dacă toată viața noastră trebuie rânduită după cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță, cu atât mai mult, închinarea publică a bisericii. Da? Avem cel puțin în Noul Testament, din scrierile Apostolului Pavel, trei locuri, cel puțin trei locuri, unde Pavel tratează în mod specific această problemă. Și de obicei se tratează ca și o problemă. Ca și o problemă. De ce? Pentru că Apostolul Pavel merge în misiune de obicei, cam ăsta e modul de operare al lui Pavel, merge în misiune, stă acolo un timp, le predică Evanghelia. Apropo, la Corint stă 18 luni. Știți de ce? Pentru că a durat 18 luni ca să expună într-un mod telegrafic teologia Domnului Iisus Hristos. Să nu credeți că la Corint a tot predicat aceeași predică, știi? A avut o veșnică săptămână de evangelizare unde a tot repetat aceleași predici, cum se face la noi. Nu! Apostolul Pavel a avut, garantez, ciclu după ciclu de expunere din Cuvântul lui Dumnezeu pe diverse teme, în așa fel încât cei de la Corint au avut o teologie totală, complexă, suficientă, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe revelația dată prin El, încât să fie o biserică care să împlinească tot ce a poruncit Hristos. Ei, ce se întâmplă odată ce Apostolul Pavel pleacă din aceste biserici? Este că intervin problemele. Da? Și Pavel este nevoit ca să le scrie și să trateze aceste probleme. Eu cred că nici problemele nu-s la voia întâmplării, eu cred că problemele apar în parte sau în mare parte pentru că Dumnezeu a vrut să asigure că ele sunt tratate în așa fel încât noi să avem informațiile necesare ca și noi să știm cum să trăim și să ne închinăm după voia lui Dumnezeu. Bun. Problema galatenilor. Deschideți cu mine la Galateni, capitolul 4. Problema galatenilor avea ca și obiect principal faptul că era sub atac Evanghelia, din partea unor iudei care le vesteau că este nevoie ca ei să fie tăiați împrejur. Da? Ei s-au convertit, acești oameni, la creștinism, au venit niște oameni pe urmele lui Pavel și au zis foarte bine ce a zis apostolul Pavel, dar mai trebuie să mai faceți ceva. Trebuie să vă convertiți și la iudaism. Trebuie să vă tăiați împrejur. Este foarte bine toată teologia asta, dar vă lipsește ceva să fiți deplin convertiți. Da? Și în acest context, Pavel adresează această problemă, acest atac asupra Evangheliei, dar adresează și o altă problemă tangențială, și anume închinarea și sărbătorile. În capitolul 4, el tratează în mod specific această problemă, la versetul 9. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremuri și ani? Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Da? Ce se petrece aici? Cei din Galatia probabil au început sub presiunea și predicarea acestor iudei care au venit în biserica lor, să sărbătorească vechile sărbători de sub lege. Care, ce-i problema să ținem acum cinzecimea? Da? Care ar fi problema să avem o sărbătoare a corturilor? Care ar fi o problemă să avem vechea sărbătoare a roadelor? Da? Chiar ar fi așa de mare o problemă?
Totuși avem o tradiție iudaică din care ne tragem. Ar fi o problemă să facem lucrurile acestea? Și sub presiunea acestei predicări din partea acestor iudei, au început ca să păstreze aceste sărbători. Și Pavel tratează cu severitate această problemă. Apropo, cealaltă potențială interpretare este mai gravă. Este mai gravă, da? Și anume, nu că ei adoptau sărbătorile din Vechiul Testament, împotriva căruia Pavel vorbește în mod vehement pentru că n-au nicio treabă cu noul legământ, ci cealaltă variantă de interpretare ar fi că ei importau alte sărbători din mediul păgân, din mediul cultural, da? Oricare interpretare ai lua-o, este extrem de clar că Pavel nu este de acord cu așa ceva, da? Nu este de acord cu așa ceva. Pentru că ei declară, prin felul în care deviază de la modelul și dreptarul care le-a fost provăduit, inclusiv prin practica lor de închinare, de sărbătorire, că ceea ce au primit nu este suficient. Nu este suficient. Că Evanghelia provăduită, că închinarea care le-a fost modelată și așa mai departe, nu este suficient. Au nevoie de alte lucruri, au nevoie de tăiere împrejure, au nevoie de sărbători, au nevoie de alte lucruri care nu le aparțin lor. Da? Nu le aparțin lor. Într-un fel similar, pe o temă similară, Roman 14 tratează o similară problemă în natură, dar cumva diferită. În Galateni, problema era că biserica adoptase o asemenea poziție. Da? Adică au venit acești oameni, membrii din biserică au ascultat predicarea lor și au început ca și biserică să adopte această poziție. Și era poziția bisericii, ca ei ca să taie împrejur, ca ei ca să sărbătorească aceste sărbători și puneau presiune ca și alții să facă acest lucru. Dictau acest lucru, impuneau ca membrii să adopte această poziție. Lucrul acesta este evident și prin faptul că această învățătură era prezentă în mijlocul lor. Acești iudei erau bine primiți în amvonul lor, dacă vrem să vorbim așa. Erau acceptați ca și autorități și le se dădea voie ca să se predice această învățătură. Biserica adopta această învățătură. În Roman 14, subiectul este același, dar problema este diferită. Aici este vorba de creștini care fac parte din biserica sau bisericile de la Roma, dar încă n-au ajuns la cunoașterea libertății care o au în Hristos și să simt ei, unii dintre membrii în cadrul acestei biserici, se simt ei nevoiți să țină aceste zile sau restricții. Da? Ei zic, biserica propovăduiește cuvântul așa cum l-a primit, dar sunt oameni în biserică care zic, măi, eu știu că nu mai am o restricție la carne de porc și la lucruri din astea, că astea erau din vechiul legământ și aveau un rol specific și Hristos a împlinit legea și nimic nu este necurat acum, dar eu nu mă simt liber. Eu înțeleg că asta se predică duminică din amvon, dar eu nu mă simt liber, da? Asta era problema, da? Sau biserica zicea, noi nu ținem vechile sărbători, vechile obiceiuri și erau oameni în cadrul bisericii care ziceau, nu știu, eu în mediul ăsta am crescut sau eu așa încă înțeleg că noi trebuie să le păstrăm astea. Da? Asta era problema. Nu biserica care a adoptat această poziție, ci erau în biserică unii oameni care au înțeles libertatea care există în noul legământ, da? Libertatea fiind ascultarea de Hristos, și erau membri în biserică care n-au înțeles că au ieșit de sub legea ceremonială, de sub practicile acestea din Vechiul Testament. Da? Și aici Pavel vine și tratează această problemă. Vedeți, la Galateni tratează problema că se propovăduia această învățătură falsă. Aici, pur și simplu, biserica este confruntată cu divergențe de opinie în cadrul membrilor. Da? Și Pavel vine și tratează această problemă și spune, tratați pe acești frați care încă n-au această libertate, care încă n-au înțeles aceste lucruri. Tratați-i cu răbdare, tratați-i cu iubire, dați-le timp ca și ei să crească în convingerea și în credința lor. Primiți bine, spune el, pe cel slab în
credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, atenție, Pavel nu zice că poziția Scripturii este îndoielnică, da? Ați înțeles? Pavel nu zice, Biblia e neclară aici, ca atare evitați să vă certați pe tema asta. Pavel zice, Biblia e foarte clară aici, da? Dar de dragul celor care este slab în credință, evitați dezbinare și ceartă pe această temă. Deci el nu zice, Biblia nu are o părere. Ca atare nu vă certați despre asta. Pavel spune, Biblia are o părere, cuvântul lui Dumnezeu are un punct de vedere, dar sunt dintre voi care încă n-au înțeles aceste lucruri. Și responsabilitatea celor care sunt mai maturi în credință nu-i ca să își impună în mod abuziv punctul de vedere și să-i facă să se simtă inferior, ci să le dea timp și dragoste și răbdare ca să crească în credința și în cunoștința lor. Da? Pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă să nu-l judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Ce zice Pavel? Este important, sunt importante aceste lucruri, da? Biblia se depășesc identitatea care o avem în Hristos. Altfel spus, Dumnezeu te primește chiar când ești matur în teologia ta, da? Ca tare nu disprețui pe fratele tău că n-a ajuns la o maturitate teologică, da? Cine ești tu care judeci pe robul altuia, dacă stă în picioare sau cade? Este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumirul lui Dumnezeu. Pavel nu zice aici că-i tot una. Da? Că dacă tu vrei ca să ții o anumită sărbătoare, Biblia nu are un punct de vedere. Pavel spune că sunt oameni care au păreri sincere diferite și sunt convinși ambele părți că pentru Domnul o fac. Și pentru că sunt frați în Hristos, trebuie tratat cu dragoste. Da? De ce știm asta? Pentru că la Galateni le spune foarte clar. Galatenilor, m-am ostenit pe degeaba, voi mergeți iară sub zilele și anii și sezoanele care se țineau înainte? N-ați înțeles ce v-am învățat? El se pronunță clar acolo. De ce? Pentru acolo era o biserică care dădea deja public o învățătură falsă, greșită. Aici este vorba de doi membri, da? De Cristi și Sorin, care au două păreri diferite. Unul ajunge la o convingere în baza cuvântului și unul încă n-a ajuns la o convingere în baza cuvântului. Asta nu înseamnă că cuvântul nu are o poziție clară și fermă. Nu înseamnă asta. Înseamnă că acei doi oameni care sunt la puncturi diferite în creșterea lor spirituală trebuie să se trateze cu dragoste și cu respect. Da? De multe ori versetele acestea sunt folosite să spună, Biblia nu are nimic de spus despre asta. La Pavel nu-i pasă. Pavel e indiferent față de lucrurile astea. Nu! Pavel îi pasă de aceste lucruri, Pavel are un punct de vedere care îl are de la Hristos, dar acel punct de vedere nu se impune într-un mod urât, nu se impune cu ceartă, cu ură, ci în dragoste ca toți ca să crească. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Și cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.
Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Eu știu. Da? Deci acum, dacă ai citit numai până aici, ai zice, a, Pavel zice că astea toate sunt relative. Mâncare, sărbători, sunt relative. Și acum vezi tu 14, da? Deci spune, așa vă tratați, așa vă raportați, da? Și acum vezi tu 14. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Da? El zice, este o problemă de conștiință. Biblia spune că nu-i necurat, Biblia spune că poți ca să mânci sau spune care e poziția ei despre un lucru, dar dacă tu n-ai înțeles lucrul acela și nu ești încredințat și îl faci împotriva încredințării tale, pentru tine e o problemă de conștiință și ca tare este un păcat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pace și la zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși, a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Da? Nu pentru că lucrul este necurat, nu pentru că Biblia nu este clar despre acest lucru, dar dacă eu vin la biserică, de exemplu, da? Vin miercuri seara la biserică și eu știu că fratele Ciprian are o problemă, de exemplu, cu consumarea vinului și eu vin cu un pahar de vin și mă pun pe prima bancă, nu este bine. Degeaba îmi dă Biblia voie să bea un pahar de vin, da? Înțelegeți? În schimb, fratele Ciprian nu poate ca să vină și să-mi spune frate, Biblia îți interzice să bei un pahar de vin ca atare, de aceea ești în păcat. Nu, sunt păcat pentru că sunt arogant și zrău și o fac în ciuda lui, da? De aceea sunt păcat. Nu pentru că fac un lucru gen să bea un pahar de vin, care Biblia nu mi-l interzice, să fie foarte clar. Să fie foarte clar. Nu ni-l interzice. Nu ni-l interzice. Să terminăm cu chestiile astea, ne facem de rușine. Singurii care mai cred așa ceva sunt încuiații de acum 3 generații. N-ai cum, intri pe Google și dai un search ce scrie Biblia despre vin și vezi zeci și sute de referințe pozitive. Și îl vezi pe Domnul Iisus la nunta din Cana care face sute de litri de vin și vine și spune asta pe telefon, îmi face un nepocăit. Și te zânghiți cuvintele. Deci să terminăm cu copilăriile astea, da? Dar dacă există, dacă ar exista între noi o asemenea divergență și nu o putem rezolva prin o explicare, da? Eu mă feresc. Dacă mă duc la fratele Ciprian și știu care convingerea asta, nu-l iau în bat jocuri și zic, frate, n-ai o sticlă de vin să ne simțim bine cu masa. Nu fac așa ceva. Nu fac așa ceva. Să mă ferească Dumnezeu, da? Nici el dacă vine la mine și eu nu pun nimică pe masă pentru că știu că e deranjat, nu bate apropo să-și bată joc de mine, da? Și ne respectăm în Hristos pentru că înțelegem că deși avem păreri diferite, suntem răscumpărați de același Hristos. Dar asta nu înseamnă că Biblia nu este clară despre anumită învățătură sau Biblia nu are un punct de vedere despre anumită învățătură. Da? Foarte important de înțeles lucrul acesta. Da? Așa. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Adică nu e o binecuvântare și o libertate care e Dumnezeu și te osândești cu ea. Da? Făcând din ea ceva care ispitești pe frații tăi. Okay? Dacă trăiești într-un mediu în care încă asta e o problemă delicată, ține încredințarea pentru tine. Da? Pentru tine. Dar cine se îndoiește și mănâncă, este osândit. Pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. Da? Acum, cum ziceam, Apostolul Pavel nu spune că ambele variante.
sunt la fel de valabile și la fel de corecte. Adică unul crede că e păcat să mănânci, altul crede că nu este păcat, e tot una. Unul crede că este ok să ții o zi, altul crede că nu este ok să ții o zi, e tot una. Nu asta spune Pavel, da? Pavel nu zice că e relativ. Pavel spune că Biblia are poziții clare despre aceste lucruri în mod obiectiv, da? Cum este vorba despre mâncare, totul este curat, dar zice că ar fi păcat pentru un frate să-și încalce conștiința și ca să te porți față de el cu lipsă de dragoste. Și asta e valabil pentru tot ceea ce este parte din viața bisericii, da? Pavel nu zice celor care consideră în mod corect că nu e păcat să mănânce, da? Că ar trebui ca să considere să-și schimbe părerea, da? Nu zice asta. Sau că ar trebui ca să-și schimbe părerea și să zică, știi, eu înțeleg că toate sărbătorile astea, practicile astea nu mai sunt valabile, dar am să-mi încalc eu conștiința de dragul fratelui meu. Nu spune asta, da? Deci nu poruncește celui care înțelege corect Biblia să-și încalce conștiința sau să mințească despre ce spune Biblia de dragul fratelui său, da? Nu! Pentru că ar trebui ca să-și încalce el conștiința și cuvântul lui Dumnezeu pentru cel slab. Și nu asta e ideea, să încălcăm cuvântul lui Dumnezeu pentru cei slabi. În niciun caz. De fapt, exact de aceasta îi ceartă pe cei din Galatia. Pentru că cei slabi din biserică au ajuns să facă legea în biserică împotriva cuvântului Dumnezeu. Pentru că ei n-au putut ține pieptul împotriva iudeilor care le vesteau o falsă evanghelie și false obiceiuri și false practici, da? Au fost slabi și au implementat în biserică niște lucruri care nu trebuiau implementate. Deci Pavel zice, nu cedați în fața lucrurilor incorrecte biblic, dar vă poziționați cu dragoste. Cu dragoste, da? Asta ne poruncește Pavel să facem. Zice că trebuie să respectăm cuvântul lui Dumnezeu, dar trebuie ca să avem grijă pentru mădularele mai slabe. Să le tratăm cu dragoste, cu respect, cu atenție, da? Dar asta nu înseamnă că din respect și din dragoste și din atenție pentru mădularele mai slabe răsturnăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu înseamnă asta. La fel cum nu înseamnă că mădularele mai slabe din dragoste pentru frații lor ar trebui să-și încalce conștiința. Da? Fratele Ciprian ar trebui neapărat să stea la un pahar de vin cu cineva pentru că îi iubește pe fratele și să încalce el conștiința. Nu! Nu! Și nici fratele sau păstorul sau altcineva care a înțeles că Biblia nu interzice această practică nu trebuie să spună doar de dragul lui Ciprian ce vrea Ciprian să audă. Înțelegeți? Da? Asta este poziția lui Pavel. Al treilea exemplu ar fi în Coloseni. Un text în Coloseni 2 al lui Apostolul Pavel, deseori citat, eronat și răstălmăcit. Coloseni 2, versetul 16 este fragmentul care este extras de fiecare dată. Și este folosit pentru tot felul de dezbateri stupide. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau la băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Acum, dacă am scoate ăsta afară din context și l-am pune cu ce s-a întâmplat la Galateni, am zis că Pavel e schizofrenic. Nu? La Galateni zice, ce-i cu voi? Dintr-o dată țineți zile și practici și din astea? Adică îi judecă pentru exact ceea ce zice în Coloseni 2 cu 16, că n-ar trebui să lase judecați. Oare e Pavel schizofrenic sau oare avem noi tendința să scoatem din context? De multe ori mi s-a aruncat versetul ăsta în față și a spus, vezi frate, Pavel zice, nimeni să nu-ți interzică nimic, bagă sărbători, bagă chef, bagă programe, bagă tot ceea ce consideri tu că e bine. Ei, gata, ți-am dat verset din Biblie, taci frate, deja bă, ești tu păstor, tu nu știi nimic, am citit un verset din Biblie. Da? Oare asta zice Pavel? Haideți să privim la contextul lărgit. Citim de la începutul capitolului, da? Vreau un adevăr să știți. Cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce mi-au văzut fața în trup. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos,
în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul așa să și umblați în El. Deci au primit pe Hristos într-un fel de la Apostolul Pavel și acum zice tot așa să umblați în El, da? Fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii. Începe să vedeți tema repetată, da? Și nu după Hristos. Deci ați observat problema. Avem din nou Biserica lui Hristos sub atacul învățătorilor falși, care vin și atacă această biserică cu filosofii, cu învățătura amăgitoare, cu lucruri slabe, da? Această biserică se luptă și caută să țină tot ce le-a poruncit Hristos prin Apostolul Pavel, da? Să țină exact ceea ce le-a poruncit Hristos prin Apostolul Pavel. Dar vin acești alți învățători cu alte învățături, cu alte practici amăgitoare și încep și le spun că ei trebuie ca să se schimbe. Ei trebuie să mai adopte niște lucruri. Și Pavel le scrie să-i încurajeze să se țină de Hristos și nu de filosofiile acestea omenești și nu de învățăturile acestea noi, da? Și de învățătura care au primit-o prin apostol. Și în acest context avem versetul citat de la versetul 16. În acest context, da? Haideți să-l citim. Nimeni dar. Ce înseamnă asta? Nimeni dar. Deci v-am spus până aici de ce v-am scris și acum o concluzie pentru voi în acest fragment. Nimeni dar să nu vă judece. Cine-i judecătorul? Pavel aici? Nu. Filosofii ăștia care vin cu teologiile lor străine și îi judeca. Păi voi aveți numai creștinism pentru începători, de la Pavel. Noi avem chestii mult mai tari, da? Voi n-aveți implementat schemele astea. Uite, a apărut o carte nouă despre creșterea bisericii. Care e ultima epistolă care aveți voi? Aia lui Pavel de acum? Nu. Asta e bestseller, asta toată lumea. Mișcarea carismatică a pornit, fraților. Haideți să implementăm, să facem, să așa. Asta se întâmplă. Și Pavel este nevoit să le scrie și spune: nu vă lăsați judecați de falși ăștia. Da? Nu vă lăsați judecați de falși ăștia. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau la băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Da? Care sunt, Apostolul Pavel zice, umbra lucrurilor viitoare. Ce spune Pavel? Lucrurile astea au avut un rol. Au avut un rol. Toate astea, sărbătorile din abundență în Vechiul Testament. Da? Din abundență în Vechiul Testament. Umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul, deci contrast, dar trupul este al lui Hristos. Da? Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești și să nu se țină strâns de capul din care tot trupul, hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Ați văzut ce zice Pavel? Vin tot felul de șmecheri, vin tot felul de filosofi, vin tot felul de oameni care vor să adauge la teologia și la practica lui Hristos, da? Cu idei gnostice, cu idei din partea iudeilor, care zic că trebuie să țineți sabatul, care vin cu alte teorii, cu alte obiceiuri. Și Pavel zice, atenție, nu vă lăsați judecați de acești oameni. Nu vă lăsați să vă spună ei ce sărbători trebuie să țineți. Nu vă lăsați să vă spună ei cum trebuie să vă organizați biserica. Nu vă lăsați să vă spună ei cum trebuie ca să cântați. Nu! Stați bine legați de capul vostru care este Hristos prin învățătura care a primit-o prin apostolii lui.
Ăsta este scopul mesajului Pavel. Și asta înseamnă nu vă lăsați judecați. Nu înseamnă, știi, dacă vine un frate și zice, hei, de ce ai adoptat sărbătoarea aia păgână? Sau de ce ai face o chestie care mi se pare că aici în Biblie e interzisă? Frate, eu nu mă las judecat. Nu, Apostolul Pavel zice, nu mă las judecat. Nu, nu. Tu te-ai lăsat deja judecat sub presiunea lumii, sub presiunea culturii, sub presiunea tradiției și ai căzut deja în plasă. Și când vine fratele și spune, auzi, un verset biblic, te rog, pentru practica asta. Frate, acum nu, am libertate în Hristos. Libertatea în Hristos e de ascultat de Hristos. De a nu te lăsa împins de vântul acestei lumi și de vântul oricărui învățături. Și asta bine strâns de capul nostru Iisus Hristos. Și facem asta păstrând învățătura lui Hristos. Asta zice Pavel, nu vă lăsați judecați de oameni, da? Pentru că voi nu țineți datinile lor și obiceiurile lor și filosofiile lor și teologiile lor, da? În concluzie, și dacă mai vreți ca să mai stăm pentru întrebări, eu sunt dispus și chiar vreau, pentru că este un subiect foarte important. În concluzie, principiul regulativ al închinării, de asemenea principiul sola scriptura, este un principiu biblic. Este un principiu care a fost valabil în Vechiul Testament, este un principiu care este valabil în Noul Testament și este un principiu care este pus în practică de Biserica Apostolică. Exact asta au făcut. Au mers în toată lumea și au vestit Evanghelia și au învățat pe oameni exact ceea ce Hristos le-a poruncit. Nimic mai mult, nimic mai puțin. La scurt timp. Vedem că biserica este infiltrată de tot felul de idei, de tot felul de practici și apostolii se luptă din răzputeri ca să corecteze tot timpul aceste probleme. La Corint este problema darurilor și a căderii în moralitate și denaturarea cinei Domnului. La Galateni este problema Evangheliei și a legalismului. La Coloseni de asemenea, la Roma, iară chestii similare. Și apostolii tot timpul se luptă. Nu se găsească soluții relevante, ci să-i aducă pe oameni înapoi la învățătura lui Hristos. La învățătura lui Hristos, da? Dacă ne uităm în Sfintele Scripturi, vedem în Faptele Apostolilor și vedem în Epistole că ei exact asta au căutat să facă, da? Putem ca să vedem în practica lor și putem să vedem în predicarea și în revelația care au dat-o, că asta au vrut să facă. Pe scurt, o definiție a principiului, pe scurt, ar fi în felul următor. Noi, ca și biserică, în închinare, facem tot ceea ce ne poruncește Dumnezeu și tot ce este bun și necesar pentru împlinirea a ceea ce ne poruncește Dumnezeu și nimic mai mult. Atât. Ăsta e principiul, da? Acolo unde avem porunci, care ne dau libertate în împlinirea poruncii, exercităm această libertate în Duh, sub autoritatea Cuvântului și călăuzirea Duhului Sfânt. De exemplu, ni se spune că de fiecare dată când ne strângem la oaltă să luăm cina Domnului, da? Și ni se spune cum să o luăm, ni se spune cum să nu o luăm și așa mai departe. Nu ne spune unde să ne întâlnim la oaltă să o luăm, nu ne spune în mod specific de câte ori să ne întâlnim, da? Astea ni-s lăsate pentru noi. După principiile biblice, după cuvântul lui Dumnezeu, după călăuzirea lui Dumnezeu, trebuie să împlinim această poruncă. Dar nu ni se spune ca să inventăm altele. Da? Problema fariseilor nu era că ei nu împlineau legea. Problema fariseilor era că ei inventau lege. Da? Problema bisericii și chiar celor din Galateni, de exemplu, nu era că ei ar fi renunțat la învățătura apostolului Pavel. Problema lor e că ei vreau să mai adauge ceva la învățătura apostolului Pavel. Problema celor din Colose nu era că ei vroiau ca să renunțe, de exemplu, la cina Domnului, ci că vroiau ca să adauge alte sărbători, alte practici, alte tradiții. Da? Problema asta este peste tot în Biblie. Principiul regulativ nu este decât atât. Noi facem ca și biserică, în închinare, tot ceea ce ne poruncește Dumnezeu și tot ce este bun și necesar pentru împlinirea acelei porunci și nimic mai mult. Fiind ferm convins, cel puțin eu sunt ferm convins, în baza cuvântului lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu este fericit
când noi credem că putem să ne închinăm Lui cum vrem noi. Nu văd asta în Vechiul Testament, nu văd asta în Noul Testament și nu văd asta nici măcar în istoria bisericii. Da? Poziția normativă devine dominantă odată ce Biserica Apostolică este acaparată de bisericile tradiționale, de Biserica Catolică, de Biserica Ortodoxă. Nu a fost poziția Bisericii Apostolice. Nu văd date în Biblie care să-mi indice așa ceva. Cred că apostolii au afirmat acest principiu și cred că apostolii au trăit și și-au condus bisericile după acest principiu.